Semaforul școlar nu afectează întreg sistemul de învățământ. Din cauza pandemiei de coronavirus, cursurile facultății din cadrul USAMV Slatina se desfășoară exclusiv în format online. Seminarele și laboratoarele beneficiază totuși de un alt scenariu. Practic, elevii din primul și ultimul an vin fizic la facultate, în timp ce restul studenților participă la distanță. Anii 1 și 4 sunt într-o procedură mixtă, adică avem și cursuri online, dar și prezențiale. Asta înseamnă că seminarele pentru anii 1 și 4 sunt prezențiale și lucrările practice. În același timp, pe platforma universității noastre, avem cursurile online. Astfel, conceptul de curs se duce cu gândul la online pentru toți anii, în timp ce seminare și lucrările practice se susțin pentru anii 1 și 4 în format prezențial. Ceilalți ani, vorbind despre anul al doilea și al treilea, au toate cursurile și seminarele în online. Studenții spun că se descurcă și cu orele online, însă ar prefera să vină fizic la facultate. Chiar dacă nu au avut parte de un bal al bobocilor și nici de o sesiune față în față, tinerii mărturisesc faptul că emoțiile sunt aceleași, mai ales în pragul examenelor. În contextul acestei pandemii, cursurile s-au desfășurat perfect și online, datorită sprijinului domnilor profesori de la această facultate. Am funcționat bine, am susținut proiecte, am susținut referate online, examenele s-au desfășurat, așa cum spunea domnul director, pe diferite platforme. N-ar conveni să venim prezențial, ne descurcăm și așa, fără să ne plângem, pentru că au mers lucrurile foarte bine și online. În preajma unui examen nu are importanță că nu este fizic și este online, stresul, emoțiile acestui examen sunt aceleași, dar din fericire am trecut cu bine peste ele, ne-au ajutat toți domnii profesori din cadrul acestei facultăți și le mulțumim tare mult. Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV Slatina are în acest moment un număr de 358 de studenți. În vară, peste 80 de tineri vor absolvi cursurile facultății.